mă onorează că acest proiect, Biblioteca cu cărți de schimb a micului cuvânt, și-a găsit sediul la Prima Școală Românească, unde copiii pot face schimburi de cărți și unde se găsesc în elementul lor pentru a înțelege că citirea cărții e mult mai valoroasă decât însăși formația de altă natură. A citi o carte este tot una cu a mânca foarte bine de Paști, de Crăciun sau la o sărbătoare națională. Uneori e chiar urgent să merg. Motivele pentru... Aleargă și donează pentru amicul nostru cuvânt!